Da. Bună dimineața tuturor! Suntem în continuare plăcut surprinși de generozitatea soarelui. Maxima zilei va ajunge până la 37 de grade, iar în weekend, deși temperaturile vor marca o ușoară scădere, va fi în continuare deosebit de cald pentru mijlocul lunii septembrie. Pe arile strânse, dimineața și seara vor fi condiții de ceață, dar ploile sunt excluse. Haideți să vă aflăm veștile bune pentru restul țării. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vremea va fi neașteptat de caldă. Temperatura este neașteptat de ridicată pentru această perioadă. Maxima zilei va fi cuprinsă între 35 și 36 de grade. A venit vara de-a binelea în Crișana. Astăzi va fi cel mai cald de la noi din țară. Maxima zilei va ajunge până la 37 de grade în Oradea și 36 de grade în Arad. O vreme de picnic, dar ce zic eu de picnic? O vreme de plajă și în Banat, și aici cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 35 și 36 de grade. Deși nu vom avea 37 de grade în Oltenia, și aici vremea va fi extrem de caldă pentru această perioadă. Vor fi condiții de ceață în prima parte a zilei, dar și noaptea. Maxima zilei va fi cuprinsă între 32 de grade în Târgu Jiu și 33 de grade în restul teritoriului. În Transilvania, după cum anunță meteorologii, vor fi condiții de ceață de asemenea atât dimineața de vreme, dar și noaptea. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 31 de grade în Miercurea Ciu și, după cum vedem, deja 35 de grade în Târgu Mureș. O vreme excelentă, o vreme de vară, am putea spune, și în Moldova, și aici avem parte de un cer mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima zilei va fi cuprinsă între 30 de grade în Piatra Neamț și în Focșani și 32 de grade în nord în Botoșani. Încă putem sta la mare în Dobrogea, vremea va fi foarte, foarte frumoasă și caldă, vântul va sufla slab până la moderat, nu o să avem nici ceață și nici ploi, temperatura maximă se va încadra între 24 de grade în Constanța și o temperatură frumoasă de 28 de grade în Tulcea. Să vedem cum va fi vremea în Muntenia. Ei bine, după cum vedem, s-a întors vara și aici, nu va fi niciun nor pe cer. Vântul va adia slab, iar temperatura maximă se va încadra între 30 de grade în Târgoviște, Ploiești și 32 de grade în Slobozia. În capitală, vreme excelentă. De dimineață se înregistrau 17 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 31 de grade. Va fi foarte, foarte frumos și foarte caldă și astăzi, sâmbătă va fi la fel. De duminică, temperaturile vor începe ușor să scadă, dar în continuare va fi o vreme frumoasă și călduță pentru această perioadă. Cam atât despre astăzi. Aveți un final de săptămână excelent!